Bună dimineața, Nadina, bine ai venit. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Și aranjează bluzica, și aranjează buclele. Bluzica asta despre care ați mai discutat, că dacă sunt lalele sau... Nu mai știu ce am zis că sunt. Ciofii. Nu lalele, nu știu ce. Zici că e circuit de la electric, știi? Exact, da. Când desenează ingineri. ACDC. Priza două becuri. Da. Priza, cum este? Îmi place aia. Ce, la leamă? Îmi place întrerupător cap de scară, dacă ai auzit. Știi? Da. A, știi despre el, nu? Cap de scară. Păi tata e inginer de instalații și de electrică. A, nu știam. Am și eu nevoie de o electrică, se poate? Da. Da? Nu ce problemă. Dacă ai nevoie, cu tata, da, te ajută. Dacă știa Nadina numai pe Lala Domnulică. Nealica a reparat în urma muncitorilor. A, deci Nealica e bun. Că-mi permit să le spun. Nealica e bun, da. Și Nealica mi l-a Batem-le, recomandat mamă. Pe un prieten de-al lui care să monteze oglinda. Că aveam mamă oglindă cu LED. Și a montat-o inversă. A montat-o inversă. Că a montat-o invers. Dar mi-am mai montat niște scaune, s-au uitat la niște fire prin casă și mi-a cerut 350 de lei. Trebuia să mă chem pe mine. Mi-a luat pentru o oglindă, s-a montarea unei oglinzi în perete și depinde de perete. Să bagi piciorul unui scaun. Dar ce fel de perete? Era beton, perete normal, de om. Și am dat niște găuri și atât. Depinde de ce perete. În loc să dăm găuri, zice, cum îi zice, n-a dat nicio gaură, să dăm da. Știrile, auzi? A, nici gaură n-a dat? Nu, că totul era pregătit, îl aștepta, doar să o pună. Și să o cupleze acolo. Deci... Ți-a luat mult, crede-mă. Da. Păi și eu am zis la fel, a stat o oră. Bine, da. Hai să dăm știrile, că ia uite, avem deficit bugetar și eu am acum. Hai, da. Bună dimineața, bun găsit la știri. Cu un deficit bugetar de 37 de miliarde de lei și riscând să rămână fără fonduri europene, guvernanții încep destructurări în masă. Ministerul Agriculturii va trece printr-o reorganizare fără precedent. 300 de posturi de directori și aproape 90 de instituții vor fi desființate. Astfel, oficialii speră la o economie de 40 de milioane de lei pe an. Ministerul Agriculturii are în prezent peste 14.000 de angajați. Bucureștenii din sectoarele 2 și 3 ale capitalei rămân din nou fără apă caldă. Până pe 18, respectiv 20 septembrie, au loc mai multe lucrări de reabilitare a rețelei. Circulația trenurilor va fi oprită mâine dimineață între orele 7 și 9 din cauza grevei ceferiștilor. Sindicaliștii CFR atrag atenția asupra mai multor probleme din industria feroviară. Lipsa contractelor colective de muncă, salariile mici, dar și subfinanțarea companiilor feroviare administrate de stat sunt doar câteva dintre ele. Primele două drone care au căzut pe teritoriul țării noastre nu au explodat și nu transportau explozibili sau substanțe chimice, spune Armata Română. Totodată nu există nicio dovadă că ar fi fost vorba de un atac intenționat asupra României. Spitalul județean de urgență Mavromatii din Botoșani a fost amendat cu peste 42.000 de lei după moartea tinerei însărcinate, lăsate să agonizeze ore în șir fără să primească ajutor medical. Alexandra Ivanov, în vârstă de 25 de ani, a murit pe 18 august la 9 ore de la internarea în spital, unde a ajuns cu dureri și hemoragie. Angajații primăriilor vor avea dreptul să taie ambrozia de pe terenuri fără acceptul proprietarilor. Parlamentarii au adoptat o inițiativă care stabilește că un proprietar are 2 săptămâni la dispoziție să îndepărteze buruiana din momentul în care a primit sesizare. Kim Jong-un a fost oaspete de seamă în Rusia. La întâlnirea cu Vladimir Putin, liderul Coreei de Nord a mâncat salată de rață, găluște din crab de Kamchatka, supă de pește din amur alb și sorbet de cătină de mare. Cina a avut loc la cosmodromul Vostocini, unde cei doi dictatori au stat de vorbă câteva ore. Americanii sunt din ce în ce mai săraci. Nivelul de trai de peste ocean a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani, arată datele publicate de guvern. Scăderea veniturilor se simte cel mai mult în rândul tinerilor și al copiilor, după ce au fost sistate ajutoarele sociale în perioada pandemiei. Inundațiile catastrofale din Libia au ucis peste 5.300 de oameni, iar aproape 10.000 sunt în continuare dați dispăruți. Din nefericire, numărul victimelor este așteptat să crească, poate chiar să se dubleze, spun autoritățile.
iar ChatGPT poate stabili diagnostice în medicina de urgență la fel de bine cum o fac medicii, spun cercetătorii olandezi. Ba chiar inteligența artificială a reușit în unele cazuri să îi depășească pe specialiști, arată un studiu. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că are toată încrederea că inteligența artificială va îmbunătăți asistența medicală. Cam acestea au fost știrile ore 8. Sunt Nadina Zisu. Vă aștept și la 9 și la 10, fix cu noutăți. Dimineața pe 2. Hai că mi-era dor de știri cu inteligența artificială, că n-am mai vorbit de mult despre inteligența artificială. Pe ai de o avea parte... încredere? Ai avea încredere să-ți spună ChatGPT un diagnostic, dacă te doare bortica? Măi, sincer, nu. Nu știu de ce. Nu? Păi uite, în unele cazuri au pus diagnostice mai aplicate decât medicii. Pare logic, bine. Așa este. Pare logic ce spui, dar ar trebui să existe ulterior un medic care, mă rog, să valideze. Să confirme cât de cât bine. Acum nu știu cum s-o certa, ca să mă duc pe stilul de glume al lui Grig, s-o certa doctorul cu ChatGPT-ul ăsta. Bă, băiatul. Eu m-aș certa. Înțeles? Și era, o să răspundă. Eu am mai remarcat o știre aia cu Kim Jong-un. Da, mult am mai mâncat. Asta e doar o parte din meniu, să știi. Păi s-au dus pe cosmodrom. Dacă vrei să vă aduc tot meniul. Știți de ce s-au dus pe cosmodrom? Să încapă masa. Da. Știi? Da, știi că e o chestie, ci că scaunul pe care a stat Kim Jong-un la discuții, la poze, nu, ci că a fost întărit special, fiindcă Kim Jong-un are 130 de kilograme. Da, serios, este o știre cum că a fost întărit special, a fost ramforsat să nu se facă. Au făcut și un grătar, vorba ta, nu? De... De-aia s-au dus pe cosmodrom, să facă și un grătar. Nu? Normal, să încape grătarul. Da. După supa asta de pește din Amur Alb, și... dar ce-o fi sorbetul din cătină de mare? Nu. Să sunăm un, nu știm noi de asta. Nu știm noi de asta. Da, salată de rață, hai că asta mai așa, găluște din crab de Kamchatka, ok. Crab de Kamchatka, mă, ce cât de Kamchatka? Crabă din Kamchatka. Sau crab? Crab. Tot salată crab, sau friptură? Găluște, mă. Găluște! Da. Adică, supă cu găluște de Kamchatka. Supă a fost de pește, doamne, m-am încurcat și atât, Daniel. Găluște. Găluște cu prune de Kamchatka. A băgat ceva. A băgat omul. Între timp băgăm și noi emisiunea în continuare, Dimineața pe 2 continuă și cu Nadina Zisu puțin mai târziu. Grig și Cernat, suntem pe Radio Impuls România, super toamnă în difuzoare și evident canal de 2. Neața. Dimineața pe 2. Impuls. Enjoy the hits. Good radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Bună dimineața, nici măcar nu s-a lansat iPhone 15, toată lumea a stat cu ochii pe lansarea iPhone 15. Eu nu. Nu? Nu. Nici eu. Ai văzut, bravo. Da, știi nu de ce? Fiindcă am avut niște leaks înainte în care am văzut cam cum arată. Și nu-ți place, nu? E la fel ca 14, exact. Numai care marginile mai rotunjite, vine 14 niște 14 e la fel ca 13. Doar care camerele mai mari un pic. Și 13 la fel ca 12. Nu este ca 12, fiindcă 12 le are probleme. E cel mai șmecher, nu? Nu are. Ce are șmecher? E vechi deja. Da, nu? Și că sunt niște probleme cu iPhone 12. Nici nu știam că se mai face și că se mai vinde. Zice Franța coprește vânzările. Ce neregulă a constatat Agenția Franceză pentru Controlul Frecvențelor Radio. Ia uși ce tare asta. Da. Noi avem doar CNA, nu? Da. Dar nu-i tot aia, nu? Nu. Deci e altceva. Nu, cu frecvențe, e altfel de frecvențe. Frecvențele la noi e Ancomu, cred. Ancomu, măi, bravo, da. Da, bravo. Deci zi tu, Cosmin, că îmi place. Tu dai ca la știre, așa vorbești serios, ai autoritate, ai greutate. Și Franța oprește vânzările de iPhone 12 din cauza radiațiilor prea mari. Apple are la dispoziție 2 săptămâni ca să se conformeze normelor. Păi, agenția asta franceză. 2 săptămâni? 15 zile, dragi. Okay. Nu știu dacă-s lucrări, dacă sunt lucrătoare, sunt 3 săptămâni. Okay. Așa, Ancomul lor, Agenția franceză pentru Controlul Frecvențelor Radio, a constatat un nivel al ratei de absorpție peste cel permis în lege. Rata de absorpție? Sunt emisii prea mari, zic ei. Adică absorbe organismul prezintă risc de cancer pentru utilizatori. Dacă această limită este depășită de telefoanele Apple. Au mai fost discuții pe tema asta de
lungi, știi, și toată lumea vorbea de conspirații la un moment dat. Nu, domnule, că nu ne radiază ăștia. Nu, 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 deci ne radiază. Dar e evident acum că nu, totuși... Zice așa că, ci că e vorba de o simplă adaptare, de fapt este updatare de soft a telefonelor iPhone 12 și problema se rezolvă. A, ci că de-aia au stabilit 15 zile în decizia respectivă. Da, da, da. A, foarte interesant. De softul ăla supralicitează sistemul de operare, dă niște comenzi antenei, o supralicitează și... Supra-solicită, da. Pardon, supralicitează. Eram cu gândul la bani. Mă scuzați, supra-solicită. Da, el se vinde de... Da. Se vinde de 3 ani în Franța. Îți dai seama? Și ce dacă? Și zici că n-au fost probleme. Nu? Dar bine, n-apare așa... Ba, eu zic că tu ai văzut cum miroase brânza aia din Franța. Da, urât, da. Păi... da. Și vinul nu e bun, da. Ce zi era azi? Lasă vinul, că vinul e bun în Franța. Astăzi era ziua internațională în care tu... Acelor care au lăsat paharul, au renunțat la băutură. Au renunțat la Sober Day. Sober Day, da. Dar faza este următoarea. Să-mi aduce aminte să-ți povestesc cum am intrat la concert la Marc Anthony cu bere. Hai. Ah, ok. Da. Deci, pe români este clar că iPhone, fie el 12, fie și 11 mai vechi, îi radiază oricum la buzunar, la da, portofel. Deci, ce să zic, da? iPhone 12, când s-a lansat? Acum 3 ani? A venit cu vaccin 5G de fabrică. Și cu chipuri, nu? Ați băgat chipul în cap. Păi, de-aia, de-aia radiază. Sună așa, un fel de campanie anti-Apple. Cam așa arată. Nu cam știu așa ce arată. Să zic. Europa i-a mai forțat, în schimb, pe Apple să intre și ei naibii în rândul lumii. Au în sfârșit... Cu mufele alea, la, nu? Da, la mufă USB-C. Tu ai observat că toate cablurile de încărcare iPhone pe care le cumperi, da? Și aftermarket, nu neapărat originale, sunt mult mai scumpe, dar nu înțeleg de ce. E același fir, practic, știi? Da, deci, bine, oricum mie mi se pare și chestia asta, știi, domnule, că înțeleg că e business. Sigur că e business, adică... că dacă te uiți în tabelele alea, așa e. Tu mi-e să îmi dai telefonul fără încărcător sau fără căști? Da. Adică cum? Da, 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 da. Da, am văzut și eu asta. Ca să le cumperi separat. Da, adică mi-am luat și eu telefonul ăsta, cum îi zice așa. Bă, mi-a venit cu husă, mi-a venit și cu încărcător. Super, super încărcător. Zici că se încarcă la 5 minute, că a bateria de la mașină, cum visez eu. Știi dar ce? Dar n-am căști. Știi ce auzi, dragul meu, Cosmin? Căci că noul iPhone 15 va costa până la 1700 de dolari. Să costă. Cât o mașină second hand, serios? Da, da, păi dacă... Cât un Logan din 2010. Ei, da, dacă și au, dacă ești, auzi, nu, dar dacă ai, gândește că iei copilului, îți ție și iubitei. Ia, total, da, și întrebare, 5.100 de euro. Întrebarea este rinichiu, de unde li da. Să-l donezi. Doamne ferește, hai să facem și noi. Facem un sondaj extraordinar de scurt printre voi, dragi colegi de emisiune, la 0754222999. Nu vorbim despre iPhone-uri, vorbim despre, sau iPhone, cum se spune, vorbim despre telefoane în general. Întrebare simplă. Tu câți bani ai dat pe telefonul tău? Că l-ai luat cu abonament de nu știu cât pe lună sau că și nu trebuie să fie iPhone, da? Eu, pal meu, vă zic ceva, urmează să-l schimb. Dar l-am ținut atâta timp că l-am primit gratis. Da. Da, mi-am mai făcut un abonament, că mai aveam nevoie de telefonie cu și televizor. Dat, cu... Da. Și mi-au zis, vă dăm și un telefon gratis. Și eu eram, e bine, ce telefon este? Hai că merge, se aprinde, da. E ok, îl vreau. Da. Dar îl schimb în curând, nu știu cu ce. Stăm în suspans puțin. Da, eu rămân la ăsta pe care l-am, sunt foarte mulțumit de el. Câți bani, cât te-a costat telefonul tău? Câți bani ai dat? Câți bani? A fost mult, a fost mine, puțin. Aha, nu, mă scuză. La mine e simplu, gratis. Gratis, nu. La mine da. Și eu l-am primit cadou. 0754222999, intrăm în buzunarul vostru la modul că în buzunarul în care țineți telefonul, nu în care țineți banii, cât ai dat pe telefon? Uh-huh. Da, ok, hai să vedem. Ce telefon este, că a fost la ofertă, la promoție, că a fost gratis, că a fost cadou, nu contează. Zine telefonul și câți bani ai dat pe el. Hai. Repede. Hai, hai. Neața. Dimineața pe doi. Your hit music playlist. Impulse. Do it like that. Louder, louder, louder. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Telefoanele tale. Întrebare, intrăm un pic în intimitatea ta, în bugetul familiei, dacă nu vrei să te audă soția, câți bani ai dat pe telefon. I-auzi, salutare. Soțiile se pot lăuda cu cadourile de la iubiți, de iubiților soții, mă scuzați. Așa, da. Cât ai dat pe telefonul tău? Da, vorbim despre iPhone 15, care o să fie vreo 1700 și ceva de dolari, și iPhone 12, care a fost vreo 1000 de dolari și uite, iradiază
brânza franțuzească. Salutare, Mircea din Cluj, 5600 de lei plus încă 300 încărcătorul Samsung S22 Ultra. Mulți înainte. 5900. Păi nu a fost scump pentru că eu nu am boala telefoanelor scumpe. Așa. Și nici nu am de ce să umblu eu cu telefonul în mână, vadă lumea că am telefon scump. Nu, mie îmi trebuie telefon să pot să conversez cu prietenii, da, pe WhatsApp, să pot să fac o poză și cam atât. E un telefon de 450 de lei și dacă aș fi să se strice, la fel mi-aș lua tot unul, că ăsta m-a ținut de 5 ani buni. Wow, cât de tare. Așa că n-are rost să dați banii pe telefoane scumpe. Pentru că n-are rost pentru mine. Sora mea are un talent de a găsi telefoane de alea la 4-5-600 de lei, dar foarte, foarte bune. Foarte bune, da, da, da. Deci să vezi ce poze fac și când îmi zice mă ține bateria 3 zile și nu-s de alea cu butoane. Nu, smartphone-uri. Cât ai dat pe telefonul iPhone 13, 4100 de lei cu tot cu încărcător, husă și folie de protecție. În pachetul telefonului era doar telefonul și cablul de încărcare. Da, bun, te-ai scos. Dimineața, am un jaf de telefon de vreo 3 ani, un Samsung, am dat vreo 500 de euro pe el, un A71, dar m-a omorât fiimea că i-am luat un iPhone 13 și l-am luat în rate și eu nu mai îmi vine rândul. Totuși mi se par cam scumpe iPhone-urile astea, având în vedere că au o problemă tehnică pe care nimeni nu vrea să o recunoască. Bateria cedează la un an de la utilizare. Nu au toate, dar da. E un punct de vedere. Întrebarea rămâne în continuare pentru voi, foarte scurt așa, câți bani ai dat pe telefonul tău? Că l-ai luat nou, că l-ai luat second, că l-ai luat la ofertă, rate, nu contează și nu trebuie să fie iPhone, orice telefon ai, câți bani ai dat pe el? 0754-222-999. Ne întoarcem și noi imediat, Gric și Cernat. Stați cu noi. Dimineața pe 2. Dimineața pe 2. This is